Până acum, ANAF avea aprobate 27.582 de posturi, însă pentru eficientizarea activității instituției și reducerea costurilor a fost propus un plan de reorganizare ce prevede tăierea a 150 de posturi de conducere, dar și a 2.000 de posturi vacante. Astfel, numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al agenției și structuri subordonate va fi de 25.582, inclusiv președintele, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Reorganizarea ANAF va avea loc și la nivel național, astfel că fiecare județ va primi posturi după putere, adică în funcție de câte venituri colectează. Mai precis, va fi reanalizată repartizarea numărului de posturi pentru fiecare administrație județeană în funcție de anumite criterii, precum ponderea veniturilor colectate de fiecare organ fiscal în total venituri realizate, numărul și dispersia în teritoriu a contribuabililor administrați de organele fiscale din subordine, costul colectării înregistrat la fiecare unitate fiscală. Această reorganizare este necesară în contextul în care o analiză arată că la nivel teritorial există surplus de personal sau posturi la nivelul unor structuri sau unități în detrimentul altora care înregistrează deficit. Pe lângă aceste măsuri, vor mai fi înființate o serie de direcții și unități care să contribuie la stimularea conformării fiscale voluntare a contribuabililor și la accelerarea procesului de informatizare a agenției, dar nu numai.